Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd mesajele Universului în acest moment pentru sufletul tău. Ce ghidare primești în acest moment? Încotro ar trebui să mergi? Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă titlul te-a atras, dacă ți-a fost trimis acest videoclip sau dacă ai găsit acest videoclip din întâmplare, cu siguranță ai aici un mesaj puternic pentru tine. Hai să vedem. Ok. Avem aici un mesaj foarte, foarte important. Relația ta, angajamentul tău este testat în acest moment. Deci, o relație care trece prin niște teste, niște teste foarte, foarte puternice, simt eu aici să transmit. Poate să fie o relație de prietenie, o relație de iubire. În general, relațiile tale pot fi testate acum. Următorul mesaj. Comunicarea este cheia. Deci avem foarte clare mesajele. Deci este o problemă aici într-o relație, o problemă de comunicare. Că este în relația cu partenerul, că este în relația cu un coleg, că este în relația cu cineva din viața ta, nu contează, da? O lună nouă în Gemeni, cumva se cere aici să dați startul unei noi modalități de a comunica. Este o comunicare slabă. Cineva nu exprimă cu adevărat ce simte. Cineva nu exprimă cu adevărat ce crede. Avem așa, arată lumii cine ești tu cu adevărat. O legătură mai văd și cu zodia vărsător. Bun, hai să vedem acum și oracolul îngerilor, ce spune, ce mesaje are pentru tine. A venit și pisica, se pare că vrea neapărat să rămână aici la citire cu noi. Ne absorbe din energiile negative. Wow! Puterea dragostei este precum un magnet care aduce sufletele împreună. E ca și cum aici voi vă simțiți foarte atrași, simțiți o conexiune tare puternică în legătură cu cineva. Sau, atenție, dacă ești o persoană singură și îți cauți, pe cineva, aici ai șanse, doar că este o problemă de comunicare. Fie tu nu ți exprimi interesul când îți place cineva, fie nu răspunzi, da, unei persoane atunci când îți face un compliment. Da? E o problemă aici. Apoi avem labirint. Chiar și atunci când te simți pierdut, există o cale de ieșire din labirint. Deci, parcă e o situație în care tot vă învârtiți așa la nesfârșit. E un labirint, e o situație din care pur și simplu e ca și cum nu mai găsești ieșirea. Nu mai găsești ieșirea. Dar aici văd că totuși iubirea asta e cam mare, e cam mare și ieșirea din labirint tare tind eu să cred că ține prin comunicare, ține de comunicare. Chiar dacă este vorba despre o relație de la muncă, o relație de dragoste, o relație de orice fel, cheia e comunicarea, da? Pentru că sunt testate relațiile, este adevărat. Este adevărat. Hai să vedem și tarotul, ce mesaje are, ce vrea să transmită. Foarte clar până acum, oracolul a spus foarte clar. Avem 5 de monede, deci se accentuează ideea de singurătate. Poate este o singurătate în doi. Poate ai mulți oameni în jurul tău, dar nu te simți suficient de deschis ca să comunici cu ei. Sau nu te simți tu înțeles. Pentru unii văd aici o legătură cu zona sănătății. Dar, ce mai văd foarte clar este faptul că în acest moment cineva a abandonat ceva anume. Da? Voi doi ați abandonat relația sau poate te-a abandonat pe tine. Vezi, acum 5 de monede poate să însemne și o lipsă de încredere în tine. Da? Mai ales, și probabil din acest motiv e și problemă cu comunicarea asta. Turnul asul de bâte. E ca și cum cineva nu exprimă cu adevărat ce simte, ce își dorește de la viață, în general vorbind. Trei de spade, deci este clar aici ca o inimă frântă.
ca o inimă frântă. Însă, uite, știi ce? Deci se vede atât de clar mesajul, foarte, foarte clar. E vorba de o persoană supărată, tristă, da, care s-a despărțit, a divorțat, mă rog. Și 8 de cupe, uite, să știi că înseamnă că lași în spate, uite, toată durerea asta, tot necazul ăsta, lași în spate tot ceea ce nu-ți mai folosește. Lași în spate absolut tot. Și acum fie dai uitării și te împaci cu persoana respectivă. Ți-am spus, poate să fie un prieten, cineva de la muncă, nu contează. Și uite, parcă mergi la o petrecere. Da, asta e următoarea carte. Mergi la o petrecere aici, mergi undeva, te distrezi, te relaxezi. Poate te împaci sau poate, știu eu, despărțirea asta e definitivă, situația asta e definitivă. Mergi în căutarea împlinirii, mergi în căutarea bucuriei. Din nou turnul ăsta. Hai să mai vedem cum e cu petrecerea acum, că aici apare o bucurie mare. Unii e posibil să spuneți gata, eu las în urmă toată durerea și vreau să mă bucur de viață. Vreau să mă bucur de ceea ce universul mi-a oferit. Uite, și se pare că te îndrepți către o transformare foarte, foarte mare. Pentru unii văd o legătură cu zodia Scorpion, da? Sau pentru alții dintre voi se vede clar aici o legătură cu o persoană care vrea să-și schimbe viața. În unele cazuri e ca și cum toată viața ți-ai dorit, da? Ai avut o pasiune în legătură cu o relație, în legătură cu o persoană, cu un domeniu, deci te-a pasionat ceva, te-a atras ceva și uite acum ai ocazia să faci acest lucru. Aici mi-apare temperață, ceea ce înseamnă o oarecare vindecare, un oarecare echilibru, dar și un compromis la care cineva ajunge. Unii, aici văd că o să vă dați seama că ceea ce este blocat este ca o binecuvântare, este ca o salvare pe care o aveți. Mai văd o legătură cu zodia Pești. Da. Hai să vedem și îngerii romantici ce mesaje au. Îngerii zic așa. Să-ți lași prietenii să te ajute, să ceri și să accepți ajutor din partea celorlalți. Adică dacă tu ești supărat și cineva te invită în oraș, e bine să ieși sau e bine să comunici, e bine să socializezi. Pasiune, da, ți se spune să trăiești momentul, să te bucuri de viață, să te bucuri de ceea ce ai alături de partenerul tău sau în general în viața ta, da, trebuie să te bucuri de ceea ce ai. Ia să mai vedem o carte. Sentimente romantice. Sentimentele tale că sunt reale, trebuie explorate. Mai ales dacă îți place cineva, poate e ok să-i spui, să-l cauți, să o cauți, să-i scrii. O lună de miere, da, văd aici un moment. Deci ție aici se spune clar să te bucuri de moment, să mergi la o petrecere, într-o vacanță, la o întâlnire. Pentru a lăsa în urmă aceste lucruri care nu îți fac bine. Să vedem și acești îngeri ce spun, acest oracol. Stabilitate, ți se spune să îți faci aici o fundație stabilă, mai ales dacă e vorba de o relație sau chiar și de zona profesională. Și apoi avem vindecare, da, revitalizează-ți inima. Dar tot simt că e această energie tu cu tine. Probabil acolo este problema. Este o problemă de încredere. Pe de altă parte, încredere în tine, deci se repetă mesajul lor, încredere în relație.
Transformare. Transformă întunericul în lumină. Foarte frumos. Deci îi se pare că viața ta se va transforma din întuneric, din supărare, în fericire, în lumină, în bucurie. Și vei vedea adevărul într-o situație, vei vedea adevărul în viața ta, îți vei da seama ce-ți dorești tu cu adevărat sau vei vedea cu adevărat ce-și dorește această persoană. Simt nevoia să extrag niște mesaje din partea unui oracol foarte drag mie. Și avem o veste onorabilă, o veste bună, ziua de miercuri. O surpriză, inițiala Q, bani mulți, luna decembrie, numărul 12, 1, 2, 3, zodia săgetător, zodia capricorn. Deci tu aici vei primi o veste onorabilă și vei avea parte de o surpriză foarte frumoasă în legătură cu o sumă de bani sau în legătură pentru unii dintre voi, poate cu sufletul vostru, e ca și cum căpătați o încredere mai mare, primiți un cadou din partea Universului, vă faceți voi un cadou. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Sper să-ți fie de folos aceste informații. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc din suflet că mi-ați stat alături până la final. Vă iubesc pe toți și să ne revedem cu bine și data viitoare și te invit și pe noua aplicație Cristina Zurba, dacă ești curios sau curioasă. Ai link în primul comentariu, atât pentru iPhone cât și pentru Android și este gratuită. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.